Nu aștept, Doamne, să-mi dai viață fără osteneală, fără lacrimi și fără încercări. Căci știu că sufletul nu se poate mântui întru totul, fără de ele. Însă te rog, Doamne, să rămâi cu mine și să-mi dai putere în fața fiecărui prag, să-mi mângâi fiecare îndurare și să-mi alini fiecare dor. Luminează-mi, Doamne, calea și ține-mă pe drumul biruinței și al împlinirii sufletești. Și trimite îngeri din neîntinatele tale cete îngerești, ca să-mi păzească odihna în această seară și noaptea să mă ajute să o trec, fără frământare. Ajută-mi, Doamne, ca să pot sfârși ziua cu inima împăcată, cu gândul limpede și încredințat să împlinesc doar cele ce sunt întru voia ta. Amin. Iată, Doamne, că apune încă o zi din viața mea și gândul mi-e la tine. Ține-mi sufletul împăcat în seara aceasta și dă-mi tu numai bine. Iartă-mă dacă astăzi nu am făcut îndeajuns ca să merit toate minunile pe care le aștept de la tine. Dar știi că sunt doar om și numai tu ești sfânt în mine. Primește acum această rugăciune, căci ea e mărturie vie a credinței mele, și ține-mă supus nemărginirii tale și luminii tale, cea care mă ține cu viață. Veghează-mi odihna și păzește-mi visele în noaptea care vine, și înfășoară-mă tu, Doamne, cu blândețea ta cea mângâietoare și liniștitoare. În numele celui fără de început și fără de sfârșit, Tată, Fiu și Duh Sfânt. Amin.